Buonasera, dragi miei, Mihai Racovician, realizatorul emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România și suntem la rubrica noastră Morala creștină, fundamentul intelectualului veritabil. Și se pare că, așa cum am promis de data trecută, vom avea un subiect foarte greu în comparație cu problematica pe care o traversează societatea românească în ansamblul ei și așa cum ne-am propus. Ne propunem să dezvoltăm modele de viață plecând de la modelul suprem, adică modelul care pentru mine și prietenii mei, Domnul nostru Iisus Hristos, reprezintă soluții. Și pentru că ne dă peste veacuri aceleași ținte, aceleași direcții, îmi permit să spun foarte simplu, plecăm de la o afirmație când, sau un mesaj, sau o încurajare, cum dorim să-i spunem, îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Oare cât de mică este lumea asta? Și pentru astăzi avem ca temă fundamentală un text, ca să-i spunem așa, din Biblioteca lui Dumnezeu, legat de conducătorii noștri dragi. Conducătorul meu drag este Domnul Hristos, iar cei care sunt prefabricați îi întâlnim zi de zi în diferite posturi, cu diferite metehne, cu diferite apucături, cu tot felul de subiecte. Și am să-mi permit să citesc prima dată textul și după aceea am să vă introduc invitații mei. Un păstor se îngrijește de oi. Le ajută să găsească hrană și apă. El nu le lasă să se rănească sau să se rătăcească. El le cunoaște și le îndrăgește și și-ar da viața pentru a le salva. Fabulos, extraordinar, parafrazând cu contextul actual, pandemie, frig, spitale, bolnavi, pături, oameni necăjiți, conducători care nu se îngrijesc de oile lor. Hai să vedem care este diferența între Domnul nostru Hristos și oamenii din ziua de astăzi și să identificăm cauzele care generează aceste dezastre. Suntem împreună cu directorul școlii din Margina, Ionel Petrea. Bună seara, domnule director! E căldură la voi la școală, că la Timișoara vreo 18 școli sunt închise din cauza căldurii. Bună seara, da, sigur, avem 25 de grade în sală, am lemne pentru 3 ani. Am Doamne cumpărat vreo ajută, uite, 100 de un metri. gospodar, domnule, un om care efectiv e copilul statului, a făcut două facultăți și a muncit, a performat. Domnul Friț, ne auziți? Dacă nu, să ne ascultați. Poate învățați ceva de la oameni mai modești. Nu cu tot felul de titluri și tot felul de consilieri de nu știu ce nuanță. Împreună cu Mirel Talpeș de la Arad. Bună seara, domnule Mirel. Bună seara! La voi cum e căldura? E în regulă. A, și la voi e regulă. Aoleu, doamne, Potrivită. doamne. Știi ce s-a întâmplat în 89 din cauza lipsei de căldură la Timișoara? Știu ce s-a întâmplat în 89, dar aș adăuga faptul că nu doar din cauza lipsei de căldură. Evident, nu numai pentru asta. Și acum îl introducem prietenul nostru care după mulți ani ne-am reîntâlnit și constatăm că avem ce spune, lucruri interesante. Un artist, pentru că tot timpul a fost așa și nouă ne place să rămână artist, pentru că avem nevoie de artiști, domnul Adrian Popa de la Tulcea. Bună seara, domnul Adrian, bine ați venit! Bună seara, mă bucur să vă regăsesc. Auzi, de la voi cum e? Bate vânt că acolo e țugul mare, că e Dunărea. La voi s-au închis școlile din cauza căldurii? Sau lipsei? Nu, 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 nu. E foarte interesant pentru că am avut ieri un invitat, am avut o emisiune de vreo oră jumătate pe subiectul ăsta și e bine să-l auzim pentru că e foarte important, că e foarte, foarte aplecat spre textul pe care vrem să-l dezbatem. Fiecare propoziție să o traducem și cum o înțelege fiecare, dar transpusă în mod laic, că așa e mai interesant.
să ne adresăm oamenilor, nu științific, să nu înțeleagă nimic, ci clar și concis. Am avut o mică paranteză, vreau să fac, invitați din Miercurea Ciuc, polul frigului. Și a rămas șocat când a auzit că la Timișoara, să zicem, păstorul, primarul, nu se îngrijește de oi, de cetățenii lui. A rămas șocat ca după Revoluția din 89, pentru prima dată anul acesta, să repetăm istoria. E foarte interesant. Foarte interesant și chiar zicea cineva către mine și am să încep cu următoarea solicitare. În situația în care noi nu reușim să asigurăm căldura copiilor, ce viitor le oferim? Ce construcție le oferim în direcția asta? Domnule profesor, ai o mare responsabilitate. Ești fericit, dar dacă ai fi în situația asta, cum te-ai simți să nu poți să oferi copiilor condiții de învățământ civilizat? Bine, nu m-aș simți. M-aș simți prost și aș încerca să remediez situația, nu știu, prin ajutor guvernamental, aș merge și aș bate... Tu faci fapte, adevărul este, te-ai dus și la Antena 3, nu contează pentru cu cine ce, și ți-ai dorit cantina socială pentru marginea. Bravo! Ai reușit, ai făcut un pas și cum ești? Cum stai cu ea? Da, astăzi s-au virat cei 30.000 de lei pentru cantină și timp de 6 luni 20 de copii vor beneficia de... Doamne ajută, este bine să știe lumea că atunci când vrei, da, poți și faci. Domnul Mirel, ia spune-mi, te rog, cum ți se pare o chestiune de genul ăsta? Trebuie să se îngrijească cineva de cetățenii pe care i-a pus să-l voteze sau nu? Cu siguranță, singurul scop pentru care cineva este pus într-o poziție de conducere în administrația publică este să își desfășoare activitatea în slujba celor care l-au ales și care l-au numit acolo și care i-au dat autoritate. Nu este niciun alt motiv. Nimeni nu este pus primar sau președinte de consiliu sau deputat sau senator pentru că este un tip frumos și deștept și oamenii vor să-l pună deasupra lor ca să-i stăpânească și să le poruncească. Nu. Toți cei care sunt în poziții publice sunt puși acolo pentru acea slujbă publică pe care le este încredințată. Nu este niciun alt. Dacă nu acționează în interesul pentru, în slujba cetățenilor care au numit, înseamnă că și-au ratat scopul. Dragul meu Adrian, în România există foarte mulți conducători, mici, mari, nesemnificativi, și pe vremea când a fost eu un conducător pe acolo, prin județul ăsta, la o ședință de la nivelul comitetului director al județului, prefectul Dumitru Ganz ne atrăgea atenția. Dragii mei, nu uitați, funcțiile sunt vremelnice. Ce părere ai? E valabilă această afirmație și acum sau nu? Microfonul. Cred că vremelnice nu sunt funcțiile, sunt persoanele care ocupă o funcție și durata serviciului, oficiului pe care îl fac în funcția respectivă. Cred că funcțiile sunt bine gândite și ar trebui să ofere împreună suportul de care este nevoie pentru ca o societate să funcționeze corect. Problema este însă persoanele care ocupă aceste funcții nu sunt întotdeauna cele mai pregătite sau cele mai interesate, așa cum le cere funcția lor. Chiar mă gândeam la afirmația cu care s-a început și la care probabil că se va face referire, diferența dintre felul în care Hristos vorbea de conducere sau de, felul în care are grijă de turma lui și felul în care stăpânitorii lumii acesteia înțeleg să aibă grijă sau nu de cetățeni. Și cred că aici este problema. Dacă aplicarea celor care ocupă funcțiile este în interesul cetățenilor, atunci lucrurile s-ar schimba.
Dovadă însă că dacă am ajuns în situația în care suntem astăzi și cu prețurile acestea colosale, chipurile venite peste noapte, este rezultatul unui exercițiu în funcție defectuos la mai multe nivele și cu care probabil până la o vreme ne-am putut împăca, dar acum iată noi plătim pentru asta. Haideți să trecem să analizăm frazele sau propozițiile pe care acest text atât de puternic le face. Ele trebuie transnotate sau translatate temporal, ca să-i spunem așa, aplicate în contextul dat. Și haideți să luăm prima afirmație. Un păstor se îngrijește de oi. Un conducător, așa cum am zis, fie sus, fie jos, se îngrijește de cetățenii pe care i-a rugat, i-a mințit, i-a păcălit sau i-a mulțumit. Nu putem să generalizăm, nu putem să spunem că toți conducătorii n-au valoare. Dar înțeleg oare oamenii ce însemnează să te îngrijești de oi? Domnule Mirel Dalpeș, cum începem de data asta, că Adi m-a rugat să facem o rotire, să nu facem, pentru că nu ne deranjează, dar vreau să spun că părerea fiecăruia este fundamentală și nu trebuie deformată și trebuie afirmată. Te rog foarte mult, Mirela. Cred că Mântuitorul a detaliat răspunsul la întrebarea ta sau a detaliat afirmația pe care ai citat-o într-o altă situație, amintită atât în Evanghelia după Marcu, cât și în Evanghelia după Luca. Și aș citi, pentru mine este textul fundamental. Dacă n-aș aminti acest text, aș considera că am ratat participarea în seara aceasta. Și explicând ceea ce a întrebat, Mântuitorul le spune ucenicilor, aflați într-o ipostază foarte proastă, se certau care să ia locul după cel rușinos. Deci condiția umană. Se certau care să ia locul după ce el nu va mai fi între ei. Și Mântuitorul nu se supără, atenție, nu se supără pe ei. Îi cheamă și le explică. Le spune, atenție, sunt două lumi, două realități. Este lumea aceasta și împărăția lui Dumnezeu, împărăția mea, împărăția Tatălui. În împărăția mea, și dacă vreți să faceți parte din împărăția mea, este foarte bine, și dar împărăția mea, regula este următoare. Dacă în lume cei care sunt priviți drept cârmuitori ai neamului domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire, în împărăția mea și în împărăția Tatălui, în împărăția lui Dumnezeu, lucrurile sunt altfel. Și oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul vostru. Asta este explicația pe care o dă Mântuitorul. Dacă cineva vrea să fie conducător, este foarte bine. Dar conducător, în accepțiunea mea, așa cum înțeleg eu lucrurile, înseamnă conducător înseamnă să fie slujitorul vostru și robul tuturor. Și atenție, când spune slujitorul, folosește termenul diaconos. Termen folosit, l-am putea traduce și ospătar, adică înseamnă disponibilitate pentru ceea ce are nevoie mesianul respectiv. Și Mântuitorul ne spune cine este, cine vrea să fie conducătorul oamenilor, să fie diaconos, slujitorul lor, cel care este disponibil pentru a le îndeplini nevoile. Și mai spune ceva pe care pe mine m-a șocat când am citit relativ recent. Spune să fie robul tuturor. Rob înseamnă persoană fără pretenții, care slujește fără să aibă pretenții pentru sine însuși și drepturi personale. Și atunci Mântuitorul ne învață, vreți să fiți conducători? Foarte bine. De atunci trebuie să fiți diaconos și dulos, adică rob, adică fără pretenții personale. Ați făcut ceva în interesul celor pe care îi conduceți, iar răsplata voastră este satisfacția faptului că v-ați dus la îndeplinire misiunea pe care o aveți. Cred că asta ne explică Mântuitorul. Sunt două realități, două lumi. Lumea lui Mai e Dumnezeu, ceva, lumea aceea. extraordinară explicația, și mai e ceva. Tot ceea ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oamenii. E extrem de bine punctat. Și aici o să se nască o nouă întrebare la runda viitoare, sper să o țin minte. Foarte interesant, foarte interesant. Modele de urmat. Domnul profesor, ești un fel de păstor, ca director. Cum înțelegi
tu sau cum te-ai pregătit să-ți îngrijești sau să-ți îndeplinești bine slujba la care ai fost chemat. Da, ca să pot să mă îndeplinesc bine sarcinile mele de păstor, de conducător de unitate, așa cum spuneau și alții la alte emisiuni, că sunt nepot de colonel, la șef la cuțite, mi-am citit fișa postului și am citit atribuțiile funcției de director conform legii 1 din 2021 educație și ROFUIP 5447, unde specifică e clar ce trebuie să facă un director ca și angajator, ca și execuție și ca și ordonator de credite. Trebuie să mă îngrijesc de buna funcționare a unității din punct de vedere al căldurii, din punct de vedere al emoției elevilor și din punct de vedere al condițiilor de performanță sau de desfășurare a activității educaționale, ca dascălii să aibă oarecum mijloace și resurse pentru a-și desfășura cum trebuie orele. Eu așa. Profesor, foarte interesant, foarte interesant. Cum identificați printre copii valorile? Este important pentru că un profesor care este pasionat de profesia lui, imposibil să n-aibă ochi foarte bine format să identifice calitățile unui copil. Le estompați sau le puneți în evidență? Cu siguranță trebuie să fie puse în evidență. De exemplu, sunt mulți care recită foarte bine în grai bănățean, alții sunt foarte buni cântăreți și ar trebui promovați să participe la tot felul de olimpiade, concursuri, pentru a fi valorificați. Și a fi stimulați să vină la școală, da, mă duc la școală că îmi place să joc basket sau îmi place că domnul profesor sau domnul director mă pune să cânt sau să recit în grai bănățean. Prin organizarea sperăm ca în viitor să se poată organiza din nou concursul în grai bănățean la Margina, pentru că a fost o tradiție de 8 ediții, de 2 ani nu s-a mai organizat, dar sperăm să se gate cu pandemia și din nou să le vedem valorile și să nu-și piardă, să zic, tradiția de a promova valorile din zona. Frumos. Adi, dragul meu, cum vezi tu că ar trebui să procedeze un responsabil de o anumită categorie de persoane să le îngrijească? Care este viziunea ta despre această acțiune? E o întrebare foarte complexă. Dar nu pot să nu mă gândesc la faptul că există cel puțin două repere pentru cel care e prins la mijlocul acestei întrebări. Tu, adică eu. În primul rând, este viziunea pe care orice persoană responsabilă sau responsabilizată o are despre cel care i-a încredințat o anumită responsabilitate și cei care îi sunt încredințați în responsabilitate. De exemplu, ca să ne referim la ce vorbea, ce fraza pe care o susținea Mântuitorul cu privire la a conduce și la a se raporta la oile lui, cred că el avea în minte, în vedere, un mai mare conducător, îl avea în vedere pe Dumnezeu. În altă situație știu că Hristos a spus că nu a pierdut niciuna dintre persoanele care au fost încredințate. Cu alte cuvinte, mereu să te vezi la mijloc între nevoile pe care le au cei care ți-au fost încredințați în grijă, dar în același timp și la responsabilitățile care ți-au fost încredințate, la fișa postului, spunea domnul profesor, domnul director, sau eu știu, la ce anume te-ai angajat să faci. Ori eu cred că în momentul în care există un dezechilibru de raportare și la un nivel și la celălalt, atunci apar problemele. Dacă uităm că mai avem deasupra pe cineva, poate un sistem, o legislație, poate mai sus decât atât alte modele din alte țări mai dezvoltate sau eu știu, dacă uităm lucrul acesta, e clar că am pierdut, am murit dacă nu mai avem pe nimeni deasupra noastră. Și totodată dacă uităm pe cine slujim, în interesul cui am fost puși, pentru binele cui suntem în locul în care suntem,
atunci vom pierde din vedere pe cei pe care îi slujim, urmând să slujim altor interese. Foarte interesant. Fiecare a avut o contribuție fabuloasă la acest subiect. Și acum vine o întrebare generală pentru fiecare. Conducătorii din România, dacă îi analizați, că fiecare își analizează, ce fel de modele și-au ales? Adi, încep cu tine de data asta. După tine, ai sesizat această nuanță? Și-au ales vreun model? Sau sunt debusolați? Nu știu ce să spun, eu nu sunt mulțumit de conducătorii așa cum îi vedeam. Asta e cel mai important lucru. Când ai spus da. Că nu ești mulțumit, ai spus un lucru care cred că da. În opinia multora este. Da, nu vreau să spun mare lucru. Pot să spun așa că sunt dezamăgit și că sentimentul cetățeanului este că este lăsat la mila lui Dumnezeu. Pentru că oriunde s-ar îndrepta să găsească speranță pentru viitor, mă refer la liderii care sunt astăzi, nu prea găsește coerență, nu prea găsește consistență, consecvență, găsește doar interese care, iată, mai devreme sau mai târziu, ies la iveală, tot felul de lucruri în spațiu mediatic care descoperă că ce fel de lideri am avut în urmă și avem și astăzi, și atunci această neîncredere determină pentru cetățeanul de rând o lipsă de speranță, o lipsă de viziune, o lipsă de, nu știu, o însingurare, un sentiment că ești pe cont propriu. Dacă nu ar fi, repet, credința că există un Dumnezeu deasupra, pentru foarte mulți oameni ar fi greu să înainteze. Și eu cred că mulți dintre liderii politici de astăzi, ca să-i numesc așa, și poate nu numai cei politici, au scăpat din vedere faptul că este un Dumnezeu deasupra care urmărește, care are niște așteptări de la ei, au scăpat din vedere că ei, acești lideri, ne conduc pe noi pentru a ne face bine nouă și aici suntem. Asta este părerea mea în momentul evident, de față. Evident, evident, evident. Mirele, care ar fi aceste modele pe care și le-au ales? Referindu-mă la conducătorii pe care i-am putut observa în România, pe unii direct, de aproape, alții poate văzuți la televizor, despre care am citit și așa mai departe, cred că aici avem o problemă uriașă, uriașă. La noi, o persoană când devine cât de cât un pic de șefuleț, regula mai degrabă este aceea de a-și exacerba egocentrismul, aroganța, autosuficiența și egoismul, practic, în exercitarea activității și în relațiile pe care se manifestă. Aș putea să spun că acest fapt este o concluzie a mea parțială deocamdată. Acest fapt are rădăcini psihoculturale și istorice. Așa, poate așa și materialul nostru ne predispune la așa ceva, dar și istoria ne-a modelat un pic în direcția asta. Faptul este cât se poate de clar, este vizibil. Și am văzut conducători români alături de conducători din străinătate și de foarte multe ori mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine de aroganță, de lipsa de modestie, de lipsa de înțelegere a rădăcinilor și surselor autorității publice pe care o ai. Avem o problemă uriașă aici. Nu știu cum se va putea rezolva. Poate interacțiunea cu lideri din valoroși și autentici din sfera internațională este posibil. Și dacă îmi permiteți încă două minute cu acest răspuns, aș vrea să spun că ceea ce am citat din Învățătura Mântuitorului nu este o poveste biblică, nu este o teorie, nu este o poveste moralizatoare, este un mare adevăr. Ceea ce ne-a învățat Mântuitorul referitor la regulile conducerii a străbătut viacurile până la noi, a ajuns până la noi și aș da ca exemplu unul dintre cei mai mari conducători în domeniul business-ului, al afacerilor, Robert Greenleaf, 1977. El publică o carte, spune The Servant Leader, adică și aduce conceptul de servant leadership, traduce în termeni moderni
ai secolului 20 exact învățăturile Mântuitorului. Și atenție, Robert Greenleaf n-a fost popă, n-a fost preot, a fost directorul general al AT&T, adică cea mai mare firmă de telecomunicații din America și probabil cea mai mare firmă de telecomunicații din lume. Omul ăsta a știut pe propria piele ce înseamnă conducerea. Și el aduce termenul, în termeni moderni, de servant leadership, de conducere, în interesul și pentru cei pe care îi conduci. Ce vreau să spun cu asta? Învățătura Mântuitorului a străbătut veacurile. Este practicată de oameni. Este practicată de oameni adevărați. Dacă îi cunoaștem pe aceia și putem să ne luăm ca și modele, poate ne schimbăm și noi. Pentru asta trebuie să-i cunoști. Mai mult, putem sesiza și chiar vreau părerea fiecăruia, o redefinire a valorilor. Domn profesor, tu ești un om care s-a îngrijit, s-a păsat. Vreau să subliniez faptul că ai avut o idee, o țintă. Ți-ai propus să rezolvi cantina pentru copiii din margina. Și uite că Dumnezeu te-a ajutat. Știți cum e? În Biblie spune, dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. Eu trebuie să spun lucrul ăsta despre tine, pentru că ești un model. Adică ți-a păsat de cei din jurul tău. Și nu vreau să-ți iei lumea în cap. Ai grijă că te iau și de urechi dacă e nevoie. Ești copil tânăr și trebuie să te creștem valoros. Dar trebuie să spunem lumii adevărul, pentru că adevărul ne va scoate și ne va face liberi. Cum ți-ai propus, cum ți-a venit ideea să te îngrijești de acești copii? Da, cu siguranță aș dori să merg pe principii de leadership, unde să influențez oamenii prin ceea ce fac, prin bună practică, exemple de bună practică. Mi-a păsat și îmi pasă de omul de lângă mine și mă rog la Dumnezeu să pot să realizez obiectivele care mi le-am propus în continuare, de a renova și școala de la Sintești, de a îmbunătăți un pic materiala, adică sistemul de încălzire să-l schimb de la sobă la central. Și cu siguranță, dacă pistonez autoritățile să nu-i lasă doarmă în biroul lor, cu siguranță se va întâmpla ceva. Da. Evident, categoric, poate se molipsesc și alții și învață o lecție de mare, mare atitudine. Vreau să vă spun că timpul nostru fuge și nu o să reușim decât două fraze să le abordăm în ședința de astăzi, în dezbaterea noastră, și mai avem 10 minute, exact 10 minute. Pe cale de consecință vom merge la următoarea frază, cu rugămintea ca data viitoare să continuăm. Și nu vreau să mergem în galop. Noi trebuie să aprofundăm lucrurile astea ca să transmitem celor din jur mesajul Domnului Iisus Hristos. A fost cel mai simplu om, cel mai înțelept om, la 12 ani, dădea lecții acolo în, să zicem, Palatul Culturii din vremea respectivă și învăța pe cei mai înalți învățați și le traducea, probabil ebraica, în ebraică, la ora actuală. Sistemul de învățământ, vreau să vă spun că ieri am întrebat ce se va întâmpla cu copiii noștri, cu viitorul nostru. Domnul profesor Hogea ne-a povestit că s-a declanșat un studiu, pentru că din perspectiva mea, ca să redresezi ceva, trebuie să faci o cercetare, să identifici toate problemele pe care le poți identifica, să le elimini și să creionezi o strategie. Zicea că de vreun an de zile, dacă rețin bine minte, se poate asculta dânsul în emisiunea de ieri, s-a declanșat la toate nivelurile, tot felul de dezbateri, tot felul de discuții și nu s-a ajuns la nimic. Este o tragedie care, Adi dragă, din perspectiva ta, de unde vine această delăsare, această nepăsare? Fraza a doua, conducătorul este obligat și spune așa, el le ajută, adică conducătorul își ajută concetățenii să găsească hrană și apă.
Pe de o parte, în Biblie se spune că cine nu vrea să muncească, nici să nu câștige. Și mai spune încă o frază foarte interesantă, care trebuie luată în context și în calcul, și spune că prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn. Și am să vreau să parafrazăm această afirmație, prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn. Cum o vede fiecare? Adi, dragul meu, cum vezi tu lucrurile astea? În primul rând, dacă aș fi un ascultător neinițiat, aș zice că aici Dumnezeu face favoritisme. De ce? Dacă numai prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn, înseamnă că noi restul... toți ascultătorii să devină prea iubiții lui Dumnezeu. Ar fi frumos, da. Da. Eu cred că problema asta cu munca e o chestiune de etică și de valori transferate din generație în generație, transferate sau nu. Și atunci așteptările generațiilor care au venit sunt distorsionate de ceea ce au văzut și în media, poate ce au văzut și în familiile în care au crescut, rateuri de modele la nivelul sistemului de învățământ, adică copiii n-au voie să fumeze în clasă, dar profesorul poate să stea cu ușa deschisă, el în clasă și țigare afară. Că exemple din acestea reale pe care le vedem, care conduc la o anumită dezamăgire și lipsă de încredere a noii generații în modelele care s-au dorit trasate. Și s-a mai pus o întrebare la început și vreau să n-o uit. Cred că greutatea cu care se pot schimba lucrurile în momentul de față, cel puțin în sistemul de învățământ, este dată și de faptul că au fost o generație de educatori, de învățători, de formatori, formați pe un anumit stil de educație, prin repetiție, prin memorizare, prin mai puțin prin experiență și prin evaluarea corectă a științei, a înțelegerii elevilor. Și această generație încă continuă să ocupe locuri și să chipură să formeze tineri și copii cu pretenția ca noua generație să fie copii care învață, care știu, care se pricep la foarte multe lucruri și la nimic. Și tot ce se dorește este ca unii să muncească, să-și ia leafa, să ajungă la pensie și să muncească poate și după pensie într-un sistem de valori, într-un mod de gândire învechit, după părerea mea. Și pe de altă parte, să ignore că copiii au acces la tehnologie, copiii au un alt sistem de învățare și că poate și așteptările sistemului de educație modern ar trebui să fie diferite astăzi. Și în această paradigmă sunt prinși copiii, elevi, studenți care râvnesc la o diplomă, la o hârtie care să le confere un viitor mai bun, iată, fără muncă, văzând că nu sunt evaluați așa cum trebuie, ci doar evaluați pentru capacitatea lor de a performa în momentul unui examen sau și atât. Aici este, eu știu, impasul în care am ajuns. Copiii aceștia care ies de pe băncile școlii nu vor ști. Doar vor fi trecut niște examene și se vor fi, eu știu, în final pricopsit cu niște hârtii și atât. Dar ei vând la tarabe. Domn profesor, scurt și la obiect, că mai avem doar 4 minuțele și trebuie să le împărțim 3. Te rog frumos, spune-mi, cum de reușești tu să gândești pozitiv? Prin ascultând cuvântul Dumnezeu, mergând la biserică, ascultând oameni de valoare, oameni de cultură, reușesc să gândesc pozitiv. Prin comportamentul meu vreau să influențez copiii și dascălii să facă la fel, să fie pozitiv, să gândească pozitiv. Ar fi interesant, domnul profesor, să avem și copii la interviu, să vedem dacă ceea ce afirm e valabil. Nu cred că nu vor fi de bună credință și de bună calitate. Mirel, dragul meu, care este opinia ta? Opinia mea, prima dată corectivă, aș vrea să precizez faptul că și în România am întâlnit conducători valoroși, mulți dintre ei mergând în tradiția cristică a conducerii. Și dacă ar fi imediat pe loc, aș putea să-i număr 20. Dacă mi-ați mai da încă
două ore, poate că aș putea să listez pat, poate nu 40, dar 30. Mirel, pregătește-te că e bine să prezentăm. Da, 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 cu siguranță. Iar îl vedem și pe domnul director Petre. Acum o să-l se simtă stânjenit că l-am tot citat și l-am spus de lei, dar îl vedem... Nu, lasă să se stânjenească, poate să se stânjene și alții. Dar îl vedem conducând într-o tradiție cristică și dacă am listat caracteristicile conducerii, servant leadership, conducerii în folosul celorlalți, așa cum au fost formulate de teoreticienii din Statele Unite, le-am văzut exemplificate de domnul Petrea în seara aceasta aici. Deci este, Hristos și-a lăsat amprenta și asupra națiunii noastre, asupra poporului nostru. Și așa cum ați subliniat de la început, este bine să identificăm acele modele și să mergem să dezvoltăm modelul pe care, modele pozitive pe care le avem. Pentru că de modele negative nu ducem lipsă, din păcate. Asta nu este o emisiune în care să promovăm elementele negative, chiar dacă le amintim. Mulțumesc mult! Astăzi am fost împreună cu Adrian Popa de la Tulcea, cu directorul Ionel Petrea de la Marginea și, evident, cu Mirel Talpeș de la Arad. Am avut un subiect extrem de interesant. Mi-a plăcut că a fost o dezbatere vie, o zicere din inimă, în care oamenii au înțeles că trebuie să se adreseze în mod laic, la nivelul, pe înțelesul tuturor. Sperăm să ne înțeleagă, pentru că vreau să vă transmit că mesajele care le primesc sunt extrem de pozitive și am să vă promit că am să vă și citez anumite declarații. Au nevoie oameni de oameni ca voi. Au nevoie de oameni care să arate o direcție pozitivă. Și de aceea rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea înțelepciune, putere și împlinire. Și nu numai vouă, și tuturor celor care suntem români. Doamne, binecuvintează România! Doamne, binecuvintează pe români, pe turci, pe unguri, pe nemți, pe țigani. Pe oricare ar fi nația sau etnia, ajută-i să înțeleagă că fără muncă nu-i cunună, că fără modelul Hristos, speranțe sunt deșarte. Și o să vină vremea să discutăm și de deformații, pentru că sunt și de acestea. Dar, Doamne, dă-le și putere de muncă și multă sănătate să îngrijim grădina Maicii Domnului România. Doamne ajută și numai bine tuturor! Ne vedem data viitoare!